Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dusese la o parte din mulțime care era în acel loc. Deci Iisus și-a schimbat traseul, a vindecat și a plecat. N-a stat la, hai slăviți-mă că am mai făcut o minune. Nu, el s-a dus să propovăduiască. Și ce este interesant în finalul Evangheliei, și asta vreau să semnalați și dumneavoastră, a trecut episodul, s-au clarificat problemele, de ce umblă în sâmbătă cu patul, de ce tocmai duminica s-a făcut minunea, asta în zi de sâmbătă, de cine e cel care a făcut minunea, nici nu știa măcar că e Iisus. Dar ce e interesant, slăbănogul s-a temut să mărturisească că Iisus l-a făcut sănătos și a zis, cel ce m-a făcut sănătos, n-am putea spune că el nu-l știa pe Iisus, nu. Ne întoarcem înapoi numai două cuvinte și auzim așa, Doamne, nu am om să mă arunce, deci știa că e Dumnezeu. Deci n-a avut puterea să mărturisească, mai găsim la orb, că părinții săi erau întrebați, dar fiul vostru a fost orb? Da. Și din naștere? Da. Și vede? Da. Și cine l-a făcut sănătos? Nu știu, întrebați-l pe el. De ce? Să temeau să nu fie dați afară de la sinagogă pentru că cred în Iisus. Ce a spus Ana și Caiafa? Dacă ne vom lăsa, tot poporul va merge după el. Mai bine să piară un om și să scape neam, adică îl ucidem pe Iisus și am rezolvat problema acestei noi învățături care vine pe pământ. Deci el i-a fost frică să mărturisească că Iisus mi-a zis să iau patul și să umblu. E o chestiune suficient de interesantă pentru că Iisus zice așa, cine nu mă mărturisește înaintea oamenilor, nu mărturisesc eu despre el înaintea Tatălui. Și cine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi înaintea Tatălui când voi fi cu Sfinții Îngeri. Sau cine își pune sufletul pentru Evanghelia mea, acela îl va mântui. Iar cine se rușinează de mine și de Evanghelia mea și eu mă voi rușina în slava Tatălui când voi fi cu Sfinții Îngeri. Deci în final și în concluzie, că suntem la ultimele două versete, aș spune așa. Nu este o rușine să spui prietenilor, cunoscuților, semenilor și oricui când te întreabă, bă, dar te văd așa mai liniștit să nu spui că ești și tu bisericos. Da, cred în Iisus și îi respect poruncile. Fără jenă. Și dacă vă zice, bă, da, la... Acum, când lumea atât de modernă și de civilizată, tu mai crezi prostii de astea? Da, mie îmi fac bine. Adică îl lași pe ăla să creadă ce vrea el, n-are decât. Dar tu nu trebuie să-ți fie rușine să spui că trăirea ta interioară este legată de Iisus. Deci nu e o rușine să ne mărturisim. Am mai întâlnit, de exemplu, persoane care vin și îmi spun așa. Părinte, zice, nu știu cum se întâmplă că la noi la servici toate petrecerile sunt numai miercurea și vinerea. Da, și care-i treaba? Zice, poate să le pună și joi la amiază. Nu. Dar zice, să aduce mâncare de dulci. Și care-i treaba? Puneți în farfurie, fă-te că-i gustat și las-o acolo. Ce? Neapărat te pune cineva să mănânci. Ai o roșie, ai o coajă de pâine, ai o măslină, ai o tartină cu icre, te pune cineva să te înfunzi cu carne. Fii și tu om ca toți ceilalți. Dacă vă zice unul, nu mănânci carne, nu că sunt creștin și miercurea nu consumăm carne. Ca să audă și ea ca o mărturisire de credință că miercurea nu se mănâncă carne. Ai timp joi la 2 kg, marți la 2 kg, sâmbătă la 2 kg și duminică la 2 kg. Deci două găini pe săptămână de alea grase. Așa că dacă mănânci miercuri, cartofi sau vineri, fasole, nu vei păți nimic. Deci nu scade metabolismul și nici imunitatea. Dar trebuie să avem și puțină îndrăzneală. Cum spune Hristos, fricoșii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, iar eu vă zic vouă îndrăzniți că eu am biruit lumea, adică cu puțin curaj. Nu trebuie să fim un fel de creștini de aia, băi, să nu mă vadă cineva că am ieșit de la biserică. Dar care-i treaba? Și ce dacă am ieșit de la biserică? Și Dumnezeu a intrat în biserică, și sfinții au intrat în biserică, și păgânii călare pe cai intrau în biserică, că erau curioși ce aia biserică, deși nu îi înțelegeau rostul, dar au intrat în biserică. Și ateii intră în biserică să vadă dacă sfinții mușcă sau mănâncă, că știți cum e proverbul popular. O, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, nu sunt carnivori, sunt erbivori. Iată-l pe Iisus dând din nou. Iată-l pe Iisus dând din nou peste același slăbănog în templu
Și de data aceasta, arătându-i ce? Cauza pentru care a pătimit. Eu v-am spus doar că i-a șters păcatele și le-a absolvit prin suferința îndelungată. Dar acum îi amintește că asta e cauza. Iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Observați? Câtă pedagogie a folosit Iisus? Întâi l-a bucurat, i-a dat nădejdea, i-a dat puterea, i-a dat sănătatea, i-a dat vigoarea, i-a dat din nou imunitatea și puterea de mișcare, l-a reanimat, l-a ridicat în picioare și după ce a înțeles că el se bucură din plin de această capacitate a sănătății după ce a stat 38 de ani murdar, că să nu credeți că în momentul când Iisus i-a zis te-ai făcut sănătos, el mai sta să panseze rănile alea, ați văzut bolnav la pat cu escare. Deci nu, l-a făcut sănătos integral. Ei, și acum când l-a văzut că se bucură de această sănătate, a venit să-i spună, dacă vei păcătui, poate să se întâmple și mai rău. Deci plata păcatului este și o mică pedeapsă de la Dumnezeu, nu neapărat prin moarte, ci prin boală și prin suferință. Când mai auzim aceste reclame care se tot strigă, îmi permit să fac această paranteză, vrem spitale și nu catedrale, ar zice altceva, vrem oameni credincioși, nu oameni suferinți. Deci dacă omul se teme puțin de Dumnezeu și îl respectă, nu umple spitalele. Spitalele sunt pline din două motive. Din neînfrânarea mâncării, că facem o grămadă de boli cardiovasculare și care țin de neurologie. După aceea, din băutură prea multă, tot boli, din mâncare prea multă, tot boli, din dezmăți prea mult, tot boli, din negrijă și neglijența trupului, tot boli, din agitație, tot boli, din stres, tot boli. Deci nu numărul de spitale ne rezolvă problema, ci numărul de patim reduse la extrem, prin capacitatea de gândire, înțelegere, înțelepciune și discernere, ne face să aducem spitalul la nivel de instituție fundamentală într-o societate în care atunci când ai nevoie să poți apela cu rânduială și cu toată încrederea, pentru că și doctorul este tot ca și un preot, un clește în mâna lui Dumnezeu care taie, vindecă, coasă și repară, dacă Dumnezeu vrea. Știți că este un proverb popular care zice așa, îi auzi pe oameni, toată lumea știe medicină, că așa e românul, și poezie, și fotbal, și politică, toate le știm. Și spune așa, o, dar am dat peste un doctor prost, ce să-ți vorbesc, tu care ai 4 clase sau 10, ești de 10 ori mai deștept ca doctorul ăla. De ce nu te-ai operat tu acasă singur, cu furculița și cu cuțitul? De ce mi-a ajuns la doctor să te pună pe masa de operație? Și spune și, l-a omorât de viu. Păi nu-l putea omorâ de mort. De viu s-a omorât el când a ajuns în starea în care a ajuns. Că poate te-ai dus în ultimul hal sau în ultima clipă sau în ultima fază sau n-ai avut grijă de sănătate. A-ți bate joc de trupul tău și de sănătatea ta este un act de suicid sufletesc. Tot ca și sinucigașii te consideri în fața lui Dumnezeu. Și sunt foarte mulți oameni care se sinucid singuri, nu prin spânzurătoare sau prin naturistele astea bolnave, care boala-i de medic și el bea ceaiuri, boala-i de operat și el visează cai verzi pe păreți. Era o doamnă plină de metastaze, săraca odată, și îmi spune, părinte, poate mi-a făcut cineva vrăjă, Doamne, n-aș vrea să am mintea dumneavoastră. Efectiv m-a luat și spaima și mila. Tu să fii putre de bolnav și în loc să te adresezi medicului să mai crezi în prostii cu vrăj. Dar ce e vrăjitor? Eu aș vrea și eu să văd un vrăjitor care face o metastază, să văd ce metodă folosește. Astea sunt prostii, incompetențe umane. Și i-am spus, de urgență mergeți la spital, uite, vă adresați doctorului cutare din partea mea și intrați în pâine. Și la o săptămână s-a și operat respectiva persoană și face din astea chimio. Și a zis, părinte, zice, chiar îmi pare bine că mi-ați dat sfatul ăsta. Păi cum să nu-ți dau sfatul ăsta? Cum să fii atât de inuman și să crezi tu distrugându-ți corpul tău că cineva îți poate face vrăj? Numai niște prostii în mintea omului.
Și de ce vă spun lucrul ăsta? Ca să nu-ți fie și mai rău, trebuie să fii tu și mai bun. Să învățăm să avem compasiune, să învățăm să atragem oamenii lângă noi, să învățăm să atragem lângă noi binele, să învățăm să atragem lângă noi vorba bună, să învățăm să atragem lângă noi prietenii, să învățăm să atragem lângă noi lumea liniștită. Deci, vedeți, societatea asta este plină de preteniile proaste. Ce înseamnă preteniile proaste? Ori prieteni de pahar și de chiolhăneală, ori prieteni de afaceri și lucruri din astea murdare, care dacă nu ies să spurcă, să judecă, să toarnă unii pe alții și fac rău și alte porcării și mizerii, dar să fie o prietenie de aia adevărată. Deci când ai venit la mine în ogradă, să vorbim despre orice, dar nu despre afaceri, nu despre nimic. Să simți că tu ești liber și te-ai descătușat și ești în mijlocul naturii, pe o bancă sau la o masă sau sub un pom și te relaxezi. Deci să fie o prietenie care nu e legată de absolut nimic. Deci oamenii nu au timp de așa ceva. Oamenii au doar prietenii din astea pline de mizerie, care în spatele lor nu s-ascunde decât meschinăria. Și știi cum îți dai seama? În momentul când a venit la tine, tu te faci că te bucuri și după ce a plecat, a venit și ăsta să mă deranjeze. Deci, astea sunt prietenii. Așa era Slăbănogul de la Vitez, da? Unul nu dădea doi muci pe el. Eu am ocazia câteodată în oraș și întâmplător să mai întâlnesc câte o persoană care o cunosc. Ei e rușine, poate pe stradă să vorbească cu un preot. Bine, eu sunt mai murdar și mai neîngrijit, așa, nu prea slab papion, cum se spune. Și zic, să rămână, ce faceți? Dar cine sunteți? A, zic, cred că v-am confundat. Dar eu știu că vine la spovedit. Dar, na, când ești aranjat, când ești frumos, când ești elegant, parcă nu simți nevoia să te mai cobori. În biserică ai un statut, în ograda bisericii ai un statut, dincolo de poartă ai un statut, în societate ai un statut, acasă ai un statut. Adică omul se schimbă ca cameleonul după culori și după momente și după timpuri, oriunde ar fi, dar cum? Într-un interes care în final, orice ai spune, cum e acolo la Eminescu, sau orice ai zice, orice ai spune, până la urmă, peste toate, o lopată de țărână se depune. Adică, dincolo de toată fițuiala asta, dincolo de toate impresionismele, dincolo de toate personalitățile, peste personalități, în final se așează Sfânta și Stăpâna Moarte, care ne cheamă pe toți la Dumnezeu. Hai, fraților, la lumină, că la întuneric ați stat destul. Și se încheie Evanghelia cu o corectură. Foarte frumoasă. Așa aș spera și eu să lucrați și dumneavoastră. Omul a plecat de la templu și a spus iudeilor, Iisus e cel ce m-a făcut sănătos. Și a retractat necredința, ateismul, nepăsarea, frica, teama și a mărturisit că Dumnezeu este cel ce a intervenit în viața lui și a schimbat viața. Faceți-o și voi cu toată îndrăzneala, oricând și oriunde. Domnule, nu te supăra. Dacă vrei, prietenia noastră e sfârșit, amiciția noastră e sfârșit, eu de Iisus nu mă pot lepăda. Este prietenul meu de o viață. Nu am măsura la care să-L mulțumesc prin comportament sau actele mele personale de viață, dar eu de El nu mă pot lăsa. Amin.